Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un puș britanic a făcut o glumă pe Snapchat care s-ar putea să-l coste peste 100.000 de euro. Ce a făcut? Pentru că s-a lăsat cu trimiterea unui avion de luptă Eurofighter după el. E serios, incredibil. Deci copiii, nu faceți așa. Gluma lui a fost făcută pe când era pe un aeroport londonez, Gatwick. Se pregătea să urce în avion pentru o cursă. Uh-huh. S-a întâmplat în 2022. 18 ani avea băiatul, are origini indiene și pleca în vacanță în Spania, pe insula Menorca. Și chiar înainte de îmbarcare a trimis niște fotografii din zona de check-in către 7 dintre prietenii săi. Le-a trimis prin Snapchat, o rețea care este foarte populară printre adolescenți, și la imaginile respective a comentat: sunt pe cale să arunc în aer avionul, sunt membru al talibanilor. Asta a fost gluma lui, a trimis pe Snapchat. L-au trimis prietenilor. Da, a trimis prietenilor. Liniștit, s-a urcat în avion, a fost o glumă. De ce? Pentru că el, fiind hindus, fiind de origine, având origini indiene, mă rog, la școală se făceau glume legate de aspectul lui, legate de teroriști și așa mai departe. Problema a fost că unul dintre prietenii lui era conectat la rețeaua publică de Wi-Fi a aeroportului. Și poza a ajuns imediat la serviciile secrete, care monitorizează traficul de internet în zona respectivă. Și, mă rog, serviciile secrete s-au sesizat, de fapt, când avionul era în aer deja. Așa au crezut că... undeva deasupra Franței. E pe bune. Da. Și, evident, au fost alertate imediat serviciile omologe din Spania, că acolo urma să ajungă. Ministerul spaniol al apărării a intrat în alertă, s-a dat ordin, a fost ridicat imediat în aer un avion de luptă Eurofighter ca să escorteze aparatul civil. S-a considerat că la bordul aparatului civil se află un terorist. Și s-a ajuns la proces. Interesant că tânărul a explicat ulterior la proces că el a văzut avionul de vânătoare de la fereastra avionului, a văzut Eurofighter-ul. Dar nu s-a gândit nicio clipă că ar putea fi acolo. Gândit? Ia uite, un avion de vânătoare, ce tare! Mai țineți minte că era un... Și toată afacerea asta a costat în cele din urmă 90 ceva de mii de euro zborul avionului și îi mai dau încă o amendă de 25 de mii de euro. Cazul este în instanță. Puțin, ce vină are copilul? El a făcut o glumă cu prietenii lui. Da. E bine, ideea e că în anumite locuri nu faci anumite glume. Adică dacă îți vine ideea proastă să strigi că ai o bombă la tine când ești la aeroport, ești arestat. Mi-a venit o idee proastă după un film cu Mr. Bean, nu mai știu care dintre ele, nu știu dacă mai știți, e undeva unde ține el degetele, sub haină, da. Haina pe braț, da. Și sub haină ține ca și cum ar avea un pistol așa, uh-huh. Ține degetele. Și mă rog, aia nu, la fel nu consideră că da. E o glumă și este un întreg tâmbălul de acolo. Am avut ideea asta în aeroport la noi, dar am renunțat. Deveneai știre. Da. Chiar deveneai știre. Adică sunt locuri în care nu faci astfel de glume și nu filmezi. Eu am învățat pe, cum să spun, pe pielea mea că la zona asta de filtre nu se filmează. Eram pe un aeroport într-o țară arabă și am trecut, am filtrul, nicio problemă, și era un cetățean britanic. Un englez, care voia să treacă și el cu nevasta, era atât de beat încât nu putea să se țină literalmente pe picioare, dar făcea și scandal. Și nevasta s-a încercat să-l treacă prin poarta respectivă. Așa. Numai că pe acolo trebuie să treci singur. Și de acolo o întreagă discuție, pentru că îl trimiteau înapoi, ăsta era super nervos, urla în toate felurile, smulgea hainele de pe el, deci era un circ incredibil. Și m-am apucat să filmez. Eu inocent, adică trecusem, făcusem câțiva pași, am scos telefonul, m-am apucat să filmez. Gândul și te-a tras domnul Petrescu pe și pic. A venit un polițist arab care mi-a confiscat pe loc telefonul, mi l-a smuls din mână, m-am ținut după el jumătate de oră prin tot aeroportul, el săracul probabil că voia și el o șpagă, dar eu neînțelegând și nu știu cum se dă șpagă, m-a rugat de el până când mi l-a dat înapoi, am șters filmul respectiv și cu asta basta. Tare. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.